În perioada 30 decembrie 2023-2 ianuarie 2024, echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ADGHIC al județului Teleorman, cu mijloacele tehnice destinate stingerii incendiilor, recuperării și salvării persoanelor din mediul ostil vieții, precum și pentru acordarea primului ajutor calificat, au participat la un număr de 101 evenimente. Din totalul intervențiilor, 87 au fost ale paramedicilor SMURT pentru acordarea primului ajutor și transportarea la spital a persoanelor rănite ori cu probleme medicale grave, 2 accidente rutiere, 8 incendii, 2 misiuni în sprijinul echipajelor SAJ Teleorman, o misiune pentru deblocarea unei uși de acces în locuință, în vederea facilitării intervenției echipajelor medicale și o intervenție pentru salvarea unui animal. Dintre cele mai dificile misiuni ale salvatorilor menționez duminică, în data de 31.12.2023, în jurul orei 20:15, pompierii militari teleormeni au fost alertați pe numărul unic pentru apelul de urgență 112 de izbucnirea unui incendiu într-o gospodărie din localitatea Schitu Poenar. Pentru gestionarea acestei situații de urgență, la fața locului s-au deplasat 3 echipaje de pompieri cu 2 autospeciale de lucru cu apă și spumă și o ambulanță SMURT. Salvatorii au reușit să stingă focul în limitele găsite, reușind să salveze bunuri materiale estimate la peste 60.000 de lei. Au ars acoperișul pe o suprafață de aproximativ 80 metri pătrați, un televizor, 3 frigidere, un boiler, diverse obiecte de mobilier, materiale textile, 30 de căprioli, iar pagubele au fost evaluate la suma de circa 55.000 de lei. Din primele cercetări efectuate pentru stabilirea cauzei probabile de incendiu, a reieșit faptul că acest eveniment s-a produs la un scurt circuit electric. Tot duminică, la ora 3:34, pompieri militari au intervenit cu 2 autospeciale de lucru cu apă și spumă și 2 autocisterne pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de furaje din localitatea Smârdioasă. Aproape 6 ore a durat intervenția pompierilor pentru localizarea și lichidarea focului, care s-a manifestat la aproximativ 300 de baloți de paie, tip rolă. Echipajele de pompieri au reușit să salveze adăpostul de animale și peste 30 de baloți. Valoarea pagubelor a fost estimată la suma de 60.000 de lei, iar cea bună salvată la peste 500.000 de lei. Din primele verificări efectuate, a reieșit că incendiul a fost provocat intenționat de către o persoană, motiv pentru care acest caz a rămas în atenția autorităților competente pentru cercetări. La cumpăna dintre ani, salvatorii alexandrineni au fost alertați pe numărul unic pentru apelul de urgență 112 de izbucnirea unui incendiu la un operator economic din municipiul Alexandria cu profil de activitate comercializarea materialelor de construcții. 5 echipaje de pompieri cu 3 autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autospeciale de descarcere și o ambulanță SMURT au ajuns la locul evenimentului în doar câteva minute, reușind să localizeze și să lichideze incendiul care se manifesta la fațada clădirii pe câțiva metri pătrați și la mai multe materiale ce erau depozitate în apropierea acesteia. Din cauza faptului că o parte dintre ferestrele construcției au fost afectate, interiorul imobilului a fost inundat cu fum. Pompierii intervenind cu electroventilatoarele din dotarea autospecialelor pentru evacuarea acestuia. Misiunea salvatorilor s-a încheiat după aproape 2 ore. Cauza probabilă acestui eveniment a fost jarul sau scânteile provenite de la artificiile sau petardele care au căzut pe materiale combustibile din curtea depozitului. În data de 2 ianuarie 2024, la ora 10:50, pompierii militari din cadrul detașamentului Alexandria au acționat cu 2 autospeciale de lucru cu apă și spumă și o ambulanță SMURT pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească din localitatea Puran, cu pericol de propagare la o casă de locuit. Focul, care se manifesta la aproximativ 10 kg de lemne, 5 kg de paie și la tavanul din lemn al anexei, pe circa 2 metri pătrați, a fost stins în limitele găsite în aproximativ 30 de minute. Pagubele materiale au fost estimate la suma de 1.500 de lei, iar valoarea bunurilor salvate, reprezentând casa de locuit, la suma de 25.000 de lei. Cauza probabilă a acestui incendiu a fost jarul căzut dintr-o sobă pe materiale ușor combustibile din apropiere. Referitor la activitățile de control și informare preventivă. În perioada menționată, inspectorii de prevenire din cadrul unității noastre au efectuat 8 controle de specialitate în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor la operatorii economici din domeniul comerțului și alimentației publice, în special în zonele comerciale cu public numeros. Au fost avute în vedere măsurile privind prevenirea și stingerea incendiilor, constând în dotarea cu stingătoare a clădirilor, menținerea liberă a căilor de evacuare,
exploatarea în condiții de siguranță a instalațiilor electrice, funcționarea la parametrii optime a hidranților exterior și interior, accesul autospecial de stingere în zona clădirilor unde își desfășoară activitatea fiecare operator economic. Totodată, pe timpul acțiunilor preventive au fost instruite persoane responsabile în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, atât asupra modalităților de coordonare a evacuării în cazul producerii unor situații de urgență, dar și asupra utilizării mijloacelor de primă intervenție. În urma acestor verificări, colegii noștri au constatat și o serie de nereguli, motiv pentru care au aplicat 23 de sancțiuni contravenționale în cuantum de 10.000 de lei. Crearea unei culturi a prevenirii în comunitățile noastre prin cunoașterea diferitelor tipuri de riscuri și a măsurilor de prevenire a acestora, precum și comportamentului adoptat în cazul producerilor, rămâne obiectivul principal al pompierilor militari tălărmâneni, motiv pentru care activitățile de control și informare preventivă vor continua și în perioada următoare. Nu uitați! Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență, fipregătit.ro și aplicația de mobil DSU care poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.